22 din 11 noiembrie 2018, a fost convocat pentru astăzi ședință ordinară. Din consultarea condicii de prezență, rezultă că din cei 16 consilieri în funcție sunt prezenți toți. Supun spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, care v-a fost pus la dispoziție 3 zile după ședință, dacă sunt probleme la procesul verbal. Nu sunt discuții, vă rog, supun spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, ca și pe consilier. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința din data de 16 noiembrie 2018. Vă supun spre aprobare, mai avem un punct la un regim de urgență pe ordinea de zi. O să vă comunic la momentul respectiv, la încheierea celor 14 puncte și ăsta e practic al 15-lea punct, pe care, după epuizarea ordinei de zi, o să vă explic la momentul respectiv. Dacă sunteți de acord, încă un punct pe ordinea de zi, cel de-al 15-lea. Doamna președinte. Doamna Camar, este pentru? Votat cu număr de 16 consilieri. Da, trecem la primul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre prin validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana al domnului Cojan Mihai. Dăm cuvântul domnului președinte al Comisiei de Validare pentru a prezenta raportul Comisiei de Validare. Raport privind validarea mandatului de consilier al domnului Cojan Mihai. Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Local al Comunei Dofteana, ședința de constituire din data de 24 iunie 2016, modificată prin hotărârea Consiliului numărul 50 din 3 martie 2018, în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul 2 din legea numărul 215 din 2001 a Administrației Publice Locale, republicată, coroborată cu articolul 45 din Ordonanța Guvernului României numărul 35 din 2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale formate din următorii consilieri: Otcozi Vasile, Baciu Sebastian, Boboc Iorghiță. În baza legii numărul 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 din 2001, precum și pentru modificările și completările legii numărul 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali. În conformitate cu prevederile articolului 9 aliniatul 2, litera H, aliniatul 2 și aliniatul 4, articolul 12, și din aliniatul 3 din legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor articolului 31 aliniatul 2, 3, 5 și ale articolului 115 aliniatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În baza adresei numărul 560 din 30 octombrie 2018, înaintată de către conducerea județeană filială cu Partidului Socialist Democrat, prin care arată că i s-a retras sprijinul politic domnului Balcanu Mircea Adrian, în calitate de consilier local, precum și excluderea acestuia din PSD, următorul pe lista de consilieri supleanți aleșilor din 5 iunie 2016, fiind domnul Cojan Mihai. Având în vedere adresa numărul 22926 din 31 octombrie 2018 a instituției prefectului județului Bacău, prin care înaintează Consiliul Local Dofteana, precum și primarului comunei Dofteana, ordinul prefectului numărul 238 din 30 octombrie 2018, privind constatarea încetării din drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Balcanu Mircea Adrian, consilier local în cadrul Consiliului Local Dofteana, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant. Comisia propune validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dofteana al domnului Cojan Mihai, supleant pe lista de candidați al Partidului Social Democrat la alegerile din 5 iunie 2016. De asemenea, se propune ca domnul consilier local Cojan Mihai să facă parte din Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție socială, activități sportive de agrement, respectiv membru al acestei comisii. Da, spuneți
aceste validare. Cine este pentru? Probat cu numai de 16 voturi. Invităm asistența serviciu pentru depunerea jurământului de consilier local. Legea numărul 115 din 2001, administrației publice locale republicată în teritoriul temeiul articolului 3 din legea numărul 286 din 29 iunie 2006, dreptul depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția legii și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dofteana. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Consilier Cojan Mihai. Sunt semnat, vă rog. Trecem la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Dofteana doamnei Hanganu Ana, învățător la școala gimnazială Hâdeac. Ședința de comisie, probabil că ați discutat acest lucru. 5 voturi pentru. Deci o cunoașteți pe doamna Hanganu Ana. Probabil aveți și materialul inclusiv referatele în spatele acestui proiect de hotărâre. CV-ul și activitatea dumneaei până în prezent. Are vârstă de 59 de ani. Da? Rezultate destul de bune. În baza referatului întocmit de către doamna secretar Mariana Spoială, vă supunem spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre. Discuții? Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 consilieri de data aceasta. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Dofteana doamnei profesor Maftei Maria Mariana, Școala Scalar Lunghin, Dofteana. Deci același lucru. Probabil dumneavoastră a studiat. O venit doamna secretară cu o completare. Dumneaia se numește Maftei Maria Mariana, da. Și era trecută Marinela. S-a rectificat lucrul acesta și dumneavoastră a plecat la cunoștință. Există un referat întocmit de către doamna viceprimar profesor Camara Dana, CV-ul doamnei profesoare care este și pensionară la ora actuală. Ne-am inspirat foarte mult din acei copii care au încheiat cursurile școlare de-a lungul timpului la Școala Scalar Lunghin Dofteana, cu multe rezultate la multe olimpiade, și cred că merita putea fi și să îndeplinească titlul de cetățean de onoare al Comunei Dofteana. Dacă aveți discuții, vă rog pentru acest proiect. Aveți o comisie, vă rog? Aviz favorat de 5 voturi pentru. Da, mulțumim. Propun spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Votat cu număr de 17. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Dofteana domnului învățător Sava Florin, învățător pensionar, școala gimnazială Hâdeac. Da, același lucru, a studiat în ședința de comisie. Propunerea a fost făcută de către consilierul de acum împreună cu doamna Mariana Spera, secretara Consiliului Local. Domnul Sava Florin o cunoaște destul de bine, dumnealui are multe rezultate și multe premii obținute cu echipele de șah în întreaga țară. A depus un CV aici la noi, dumnealui a lucrat cândva și la monografia Comunei Dofteana, fosta până în anii 2008, la ora actuală lucrează și la monografia Comunei Dofteana în continuare, întrucât am mai colectat multe date din localitatea noastră. Vă supun spre analiză și aprobare
activitatea și titlul de cetățean de onoare acestui domn Sava Florin, pensionar. Comisia juridică, vă rog. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Propun spre aprobarea acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Votat cu număr de 17. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 100%, conform articolului 31, aliniatul 1 din hotărârea de Consiliu Local 159/2017, pentru clădirile neîngrijite de pe raza comunei Dofteana, conform anexului. Domnul primar, vă rog. Da, ați discutat și ședința din comisie în conformitate cu codul fiscal. Știți destul de bine că clădirile care nu sunt îngrijite, inclusiv terenurile, ele primesc o somație, deci cetățenii respectivi care sunt și proprietari primesc o somație, iar după 6 luni de zile se trece la impozitarea cu 100%, așa cum dumneavoastră ați propus și a și aprobat. E vorba despre Hârbu Catrina, Amariuțe Angela, Toader Daniel, Hăneală Cristian și Dorca Maria, Hârbu Mircea, deci aceste 5 persoane sunt cei care locuiesc aici la blocul din apropierea imediată a unității administrative teritoriale Dofteană. Și, bineînțeles, la celelalte ședințe ale Consiliului Local vom mai găsi mult mai mulți, pentru că s-a făcut o verificare în întreaga localitate. Ei au primit și vor primi în continuare somații, iar de la data din 1 iunie 2019 se va expira acest termen, că până în iunie au dreptul să reabiliteze locuințe, iar din iunie vor trece la impozitare cu 100%, începând cu 1 ianuarie 2020, cei care nu se conformează atât. Dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, comisia va face favorabil. Da? 7 voturi pentru. 7 voturi pentru, da. Mulțumim. Cine este pentru că acest proiect de hotărâre să fie validat? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea activității culturale artistice date în obiceiul de iarnă cu ajutorul sponsorizărilor, în conformitate cu prevederile articolului 1 aliniatul 1 și 2, articolului 4 aliniatul 1 literele A și B din legea 32/1994 privind sponsorizările. Domnul primar. Și vă rog să citiți în continuare sau nu aveți, se împuternicește primarul Comunei Dofteană să semneze contractul de sponsorizare. Bun. Deci de fiecare dată și aproape în fiecare an am recurs la sponsorizare la momentul în care noi am sărbătorit inclusiv anul acesta 582 de ani de la prima atestare documentară a localității noastre. Am mers la diferiți agenți economici, persoane fizice, juridice din localitatea noastră care au dorit să ne sponsorizeze, la fel cum ne-a sponsorizat și anul trecut, înainte de sărbătorile de iarnă. Dorim să colectăm mai multe sume de bani împreună cu bugetul nostru local cât putem să alocăm. Atunci vom rectifica bugetul acel moment cu banii care putem să-i alocăm noi, inclusiv banii care sunt proveniți din sponsorizări, și să dăm la cei care vin să ne mure, să ne colinde, vin cu date și obiceiuri de anul nou. Din informațiile pe care le am, anul acesta probabil pentru prima dată va defila pe scena noastră a 5-a ceată de urși, care se va forma în satul Hăgheac, inclusiv celelalte care au fost până în prezent, Larga, Dofteana, nu, Larga, Cucuieț, Seaca și Ștefan Vod. Acum a apărut și cei de la Hăgheac care vor să formeze a 5-a ceată de urși roși, vor să prezinte, să defileze în localitatea noastră, aici, pe scena de la noi. Vă supun spre analize și aprobare, cu permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, ca serviciul impozite și taxe să meargă în localitate, să colecteze sume de bani în baza unui act de sponsorizare care va fi semnat de către primar. Aceste sume de bani vor intra în bugetul local, le vom rectifica la momentul respectiv și venim și noi cu o sumă confinanțată de așa natură să mulțumim în funcție de posibilitatea financiară pe fiecare care vine și ne ură, ne colindă, iar cei care vin cu cețele de urs, același lucru. Dacă aveți discuții, vă rog. Nu aveți discuții? Comisia Buget, aveți-o? Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Mulțumim. Cine este de acord cu acest proiect de hotărâre? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor sume necesare pentru organizarea programului cultural-artistic cu prilejul Zilei Naționale 1 decembrie 2018. Da. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit o copie a protocolului, l-ați primit, nu l-ați transmis, dar vă citez eu imediat. Se propune finanțarea de la bugetul local a unor sume necesare pentru organizarea programului cultural-artistic
cu prilejul Zilei Naționale 1 decembrie 2018, în valoare de estimativă de 5.500 lei fără TVA, după cum urmează. Alocarea sumelor necesare pentru achiziția coroane și buchete de flori, transport, fanfara militară și companie militară din Bacău, tur și retur, diplome, plachete de cetățean de onoare a Comunei Dofteana pe anul 2018. Da, și aici am un protocol în care, în acest protocol, avem obligația să-l semnăm. Prefectul județului Bacău, președintele Consiliului Județean, primarul Comunei Dofteana, deci între primărie, Consiliul Județean și prefectura județului Bacău, inclusiv garnizoana militară Bacău, în care pe data de 1 decembrie, începând cu orele 14:30, atunci va începe ceremonia de depunere de coroane de flori, alocuțiuni și apoi defilarea garnizoanei militare împreună cu fanfara militară în fața casei de cultură. Cred că acolo vom stabili exact locația. Am primit avizul favorabil de la drumurile județ Iene, întrucât vom bloca drumul DJ116D începând cu orele 13:30 până la orele 15:30-16. Dumnezeu se vor deplasa, încă nu ne-au confirmat numărul câți vor veni, dar probabil vin 2000 mijloace de transport, mi s-a făcut o fanfara militară cu toate componentele ei. Trebuie să vină militarii, trebuie să vină comandantul garnizoanei și celelalte oficialități care ne vor vizita localitatea noastră și pentru prima dată se va întâmpla în localitatea noastră când va defila o gardă militară în fața unității administrative teritoriale Dofteana și vom depune coroane de flori la Monumentul Eroilor din Curtea Primăriei Dofteana. Cu acest prilej, aș dori să invit toți cetățenii localității noastre să vină, dacă doresc, să fie alături de noi, să comemorăm eroii neamului de aici, de la noi, să depunem coroane de flori. Deci coroane de flori se vor depune într-o ordine ierarhică în care n-aș putea să vă spun că se depune societățile comerciale, pentru că aici cultul eroilor se va implica și prevede legea destul de clar. Poate să depună prefectura, poate să depună Consiliul Județean, poate să depună Primăria Comunei Dofteana, poate să depună garnizoana sau ceilalți invitați din partea Camerei Deputației, a Senatului, a Guvernului. Celelalte persoane fizice sau juridice care intenționează să depună, după terminarea ceremoniei, au liber să depună. Aici, în protocolul nostru, pe care l-avem semnat, avem niște dimensiuni a celor coroane care nu se permite flori artificiale, decât numai flori naturale, și lungimea plus lățimea trebuie să respectăm acele dimensiuni. Din motivul acesta, noi trebuie să le pregătim, noi trebuie să le achităm, inclusiv florile. Dacă aveți discuții despre acest eveniment. Comisionată Visa Morabe, da, cu 7 voturi pentru. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect. Deci, vă rog să mă scuzați, doamnă președintă. Cererea a fost făcută de către noi, Unitatea Administrativă Teritorială. Noi am solicitat acest lucru, gândindu-mă la faptul că și alte localități, mai ales orașele, au beneficiat de o gardă militară și nu numai gardă militară, și o companie care se defileze prin localitate. Totodată vor fi minimum 10 călăreți cu cai care va fi în fața sau în spatele companiei militare care vor defila. Acești călăreți vor fi din localitatea noastră, îmbrăcați în costume naționale, populare, așa cum era acum 100 de ani, acei care s-au prezentat și au făcut România Mare la Alba Iulie. Încă o dată repet, vă invit pe toți, atât din aceste motive am invitat și cadrele didactice, din aceste motive am invitat și organele de poliție să fie prezenți aici de noi, atât poliția locală, cât și poliția rurală. Am făcut adresă scrisă la poliția rutieră să poată să dirigeze circulația. Jandarmeria Română vor veni odată cu brigada militară să vor prezenta aici, iar sub îndrumarea doamnei director Ieremia, un grup de elevi, sau mai bine zis toată școala Scala Login, le-am achiziționat un steag mare de 10 metri pe 6, în care începând cu orele 12 vor pleca din fața școlii dumneavoastră cu o fanfară care vor intona imnul de stat sau un alt cântec specific acestui eveniment. Între orele 12 până la orele 14 vom mâna și acele diplome de cetățeni de onoare celor trei persoane care astăzi au fost votate. Am invitat cu acest prilej și directorul general de învățământ, pentru că toți cei care primesc diplome de cetățeni de onoare sunt cadre militare, pensionare sau active, cadre didactice sau active. Și
nu numai noi, toți cetățenii localității noastre, dacă pot, au timpul și au plăcere să fie alături de noi. Știm cu toții că la Alba Iunie, la data de 1 decembrie 1918, acolo s-au prezentat în valoare de 100.000, nu, în valoare la număr de 100.000 de cetățeni, țărani, atât cu trenul, cât cu pe jos, cu căruțele, s-au dus și au făcut Marea Unirii, îmbrăcați în haine populare românești, același lucru vrem să sărbătorim și noi și la urmă să cântăm și să sărbătorim prin Hora Unirii. Da, vă rog să continuăm. Da. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor sume pentru pregătirea unor pachete de dulciuri pentru copiii din școli și grădinițe, precum și a centrelor de colindători și urători din comuna Dofteană. Cum de altfel ați aprobat în fiecare an, vă supun spre analiză și aprobare ca și valoarea 30.000 de lei, e vorba o valoare estimativă, aproximativ 1.800 de pachete care vor fi date câte un pachet la fiecare copil școlar și preșcolar din localitatea noastră, inclusiv cei care vin să ne colinde, să ne ure aici, în calitate de gază, trebuie să le oferim câte ceva. Așa cum știți și anul trecut, la ședința Consiliului Local au venit un grup de urători, colindători de la Biserica Largă, care nu numai ei au fost, au fost cei de la cultul pentecostal, de la cei de la Oastea Domnului, ortodoxi, catolici, care i-am primit pe fiecare aici în sediul primului Comunei Dofteană sau în fața unității administrativ teritorial. Dacă aveți discuții, vă rog. Avizul Comisiei de Specialitate? Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor sume necesare pentru organizarea unui foc de artificii în noaptea dintre anii 2018-2019. Da. Așa cum am procedat începând cu anul 2018, acum anul acesta la cumpăra dintre ani 2018-2019, uitați, împlinim cei 10 ani de când se dă în Dofteană un foc de artificii și marea majoritate a cetățenilor s-au învățat, chiar dacă nu sunt informați faptul că se va da un foc de artificii în fața unității administrative teritoriale Dofteană, dumnealor tot se prezintă aici în număr din ce în ce mai mare. Vă supun spre analiză și aprobare suma estimativă de 20.000 de lei pentru un frumos foc de artificii care va fi dat cu aprobarea reprezentanților inspectorate pentru situații de urgență al județului Bacău. Dacă aveți discuții, vă rog. Avizul Comisiei de Specialitate? Comisia favorabil cu 7 voturi pentru. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor sume necesare transportului intern în diferite localități și județe limitrofe pentru persoanele și grupurile care prezintă date și obiceiuri de iarnă. Da. Așa cum am făcut în toți anii, echipele noastre de Urși, Dobășeri și Iroz au mers în multe localități, județul Vaslui, județul Neamț, Bacău, Consiliul Județean, Prefectură, Primăria Moinești, Primăria Comănești, la diferite concursuri, date și obiceiuri. Anul trecut i-am împărțit așa pe cete, pentru că acolo unde merg, la Botoșani au fost, da, fiecare an, acolo unde merg primesc și ei un dar de bani. Banul respectiv îl investește în blănurile de urs, în echipamentele pe care dumnealor le ia și le practică. Mai ales că anul acesta vom avea 5 cete de urși, vom vedea despre ce este vorba, avem o solicitare să meargă la Chișinău, m-au sunat de acolo, așteptăm să ne dea un răspuns favorabil sau nefavorabil, întrucât i-am rugat să asigure transportul și trecerea la graniță, deși în natură să nu aibă probleme cu blănurile de urși, pentru că ele moștenesc și nu fiecare poate să prezinte documente justificative. Așteptăm răspunsul în scris. Dacă vom avea un răspuns favorabil, atunci voi sta de vorbă cu cei ce organizează și să vedem, să fixăm fiecare care vor putea să meargă acolo cu tabele nominale însoțite, cu documente justificative, mă refer, copii după buletin, CNP și toate celelalte. Dacă aveți discuții, vă rog. Avizul Comisiei de Specialitate? Avizul favorabil cu 7 voturi pentru. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu numărul de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui moș Crăciun gonflabil. Poziționat da. În curtea interioară. Deci cred că nu mai era nevoie să vă mai supun spre analiză și aprobare să achiziționăm un moș Crăciun, așa cum l-am achiziționat anul trecut sau cu 2 ani.
Dar știți că s-o pătruns în curtea instituției 30 pe 31 decembrie, fine fracție, un grup de persoane care nu erau chiar toți din localitatea noastră, erau și din altă localitate și l-au distrus. În condițiile astea fac apel și la organele de poliție, e un an de zile. Deci pe data de 31 decembrie se întâmplă un an de zile când bănuiesc că ați identificat autorii, dar până în prezent dosarul se află la parchet cu mare greutate. Cel care a fost și a participat unul dintre ei și s-a simțit vinovat, a pus într-un plic 400 de lei, în bani vei 4 milioane și mi-a trimis mie pe numele meu, așa, la Unitatea Administrativă Teritorială. La fel, le-am făcut recurs în același plic, l-am trimis înapoi de acolo de unde a venit. Înțelegeți? Da. Fără niciun fel de adresă, fără nimic absolut. I-am pus banii și i-am trimis pe cei și adresă înapoi. Organele de cercetare penală, vă rog frumos să vă faceți datoria, întrucât noi din bani publici, uitați, investim iarăși 1000 de lei, așa că ați prins să achiziționăm acel brad, nu acel brad, acel moș, care stă acolo lângă Brădus și îi specific sezonului de iarnă. Discuții, dacă aveți vreo. Dacă nu sunt discuții, aveți vreo comisie specialitate? Aveți 7 voturi pentru. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui brad de Crăciun, care va fi poziționat în curtea interioară a primăriei comune de Crăciun. Da, avem o ofertă la Ocolul Civic. Sunt pe dimensiuni. La o lungime de 10 metri, cum îl solicităm și l-am solicitat aproape în fiecare, ne ajunge până într-o 1000 de lei. Vă supun spre analiză și aprobare, dacă sunteți de acord, ca valoarea până într-o 1000 de lei, să fie achiziționat un brad, să-l montăm acolo lângă scenă, unde vom avea și pe Moș Crăciun, cu multe daruri pentru copiii din localitatea noastră. Discuții? Dacă nu sunt, avizul Comisiei de Specialitate. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumelor cu titlu de amendă a unui contribuabil decedat. Spoală Laurențiu Bogdan Georgian. Da. Acest cetățean este din satul Cucuiesc, care a decedat în urma unui accident de mașină undeva în județul Timișoara, Timiș, unde a fost și mormântat, dar dumneavoastră este din Cucuieț. Avea o amendă de 100 de lei, una de 290 și una de 390. Procesele verbale în copie sunt aici, dar noi au venit în debit. În baza legii și a hotărârii Consiliului Local, vă spun spre analiză și aprobare, să radiem de la aceste datorii, pentru că ne încărcăm cu ele degeaba. Dacă aveți discuții. Discuții? Comisia de învățământ a zis favorabil. Cine este pentru acest proiect? Aprobat cu număr de 17 voturi. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru achiziția de lemn de foc în valoare de 6.000 de lei pentru parohia catolică Seaca, parohia catolică Bogata și parohia ortodoxă 2 Dofteanu. Da. Aici există și avizul dat de către contabilul șef a instituției noastre. Această sumă o avem, bineînțeles că nu o să ajungă, îi împărțim de așa natură, să putem să le dăm lemne în valoare de 6.000 de lei până în 6.000 de lei la Biserica Catolică Seaca, Bogata și Parohia 2 Dofteana. Dacă aveți discuții, vă rog. Nu aveți discuții. Avizul Comisiei de Învățământ favorabil. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu număr de 17 voturi. Cel la ultimul punct. Ultimul punct este al 15-lea. Da, 15, da. Un referat care în dimineața asta ne l-a adus doamna inspector Camara Luminița, subsemnată Camara Luminița și Biroul Impozitului și Taxe Locale, având în vedere că la data de 30.11.2018 expiră contractul de încheiere 12.320 din 20.11.2012 încheiat cu BRD așa Bacău și Primăria Comunii Dofteana. Faptul că acest contract a fost prelungit prin actul adițional numărul 11 din anul 2015 pentru o perioadă de 3 ani în valoare de 70 de euro pe lună, în totalitate 840 de euro pe an. S-a încheiat contractul, le-am notificat, dumnealor au reușit să ajungă ieri la noi pentru o nouă negociere. Având în vedere că în data de 15.11.2018 reprezentanții BRD sucursala Bacău s-au prezentat la sediul primăriei unde s-a negociat o chirie de 80 de euro pe lună, 960 de euro pe an, un metru pătrat. Deci, dumnealor,
ne va da 960 de euro pe an, în condițiile în care până acum ne dea 840 și s-a negociat, nu 70, acum ne dă 80 de euro. Au fost prezenții aici cu domnul director, cu reprezentanții dumneavoastră și s-a convenit la 80 de euro pe lună de metru pătrat, dacă aveți discuție. Bancomatul din centru cultural multifuncțional. Este foarte bun, pentru că nu mai unitatea administrativă sau învățământul și a salariului de acolo, ci și BVN-ul și... Adică da. Discuții? Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Aprobat cu un număr de 17 voturi. Da. La diverse aș vrea să abordez câteva discuții și apoi când vom încheia ședința pentru organizare, se numește organizare, mă refer, de data de 1 decembrie, vor rămâne directorii de școli împreună cu Consiliul Local aici și vor pleca cei care sunt cu camerele la vedere. Aș vrea să informez Consiliul Local și nu numai cu următoarele aspecte. De la ultima ședință și până astăzi am primit mai multe referate de la o parte din consilierii noștri din Consiliul Local, care au solicitat să reabilităm unele drumuri și multe lucrări care sunt necesare în localitatea noastră și aș vrea să le dau răspunsul fața Consiliului Local, că le-am și executat. Mi se pare că Clopotaru a adus, domnul Clopotaru, ați adus să curățăm acele aluviuni de la Corduftea, care s-au rezolvat, da? Erau oprite în pila din mijloc și prezentau un pericol. Inclusiv la Podularea, care a făcut domnul Baciu Sebastian referat. S-a transportat stârbi la domnul Othozi pentru reabilitarea drumului. Au ajuns acolo, am închiriat un trailer și i-am transportat acolo. S-au transportat stârbii la larga, în lunga Mori, mi-a făcut referat la podul care mi-a demontat peste gârda. Și vom continua să facem podețul. S-a reabilitat drumul la Diacon, acolo unde a făcut Gheorghe Spoială la Zizgojdel. Da? E gata. S-a reabilitat drumul la Diaconul Vasil, la DOS. Da. Am transportat cele două tuburi, trei, unul s-a spart, la Tamara Nicolae, Zizgoz, inclusiv 10 saci de ciment, da. Cum ați făcut referat. S-a reabilitat drumul la Hăgheac, la Romică, la pod, la Isachie, referatul pe care. S-a toaletat ulița la Duță, toată, da. Inclusiv în părău la Butucaro, inclusiv pe Valea Câmpului. Da. S-a reabilitat intrarea și ieșirea la calul Balan, înlocuindu-se grilajul de beton cu un tub care se poate trece peste el. Da? S-a înlocuit, nu, s-a completat rețeaua de iluminat public în părul al Butucarul cu Cristel. Da, este. Și două lăni. Da. Referatele care mai sunt, continuarea și extinderea rețelei de iluminat public, acolo la Vlăduț și la Stanciu, nu, la Stanciu Adriana și Spoială Fericeană. Da? Și da? Astăzi se construiesc cele două cămine de la Dogară 1, da? Și mai aveți încă unul, unde l-aveți, că aveți referatul făcut. Valea Codului. Valea Codului. Așa. Deci referatele dumneavoastră pe care le-ați făcut, marea majoritate a fost dusă la îndeplinire. Deci, domnul Cojan, vă atrag atenția inclusiv dumneavoastră pentru faptul că cel care a fost între dumneavoastră consilier nu a făcut ceea ce trebuia să faceți și vă rog pe dumneavoastră, în fața Consiliului Local, să faceți ca noi să le punem în aplicare. Acolo s-a reabilitat podul la Contoi, inclusiv cu mână curentă și s-a mai turnat încă o placă de beton, dar nu a făcut nimeni referat. S-a extins rețeaua de iluminat public pe, la groapa cu furnici, ultima casă, doi stâlpi, da, și două lămpi. Da. Nu a făcut nimeni referat. Am rugat pe cel care a fost înaintea dumneavoastră să meargă poartă de poartă, pentru că am tot felul de reclamații, nu se furnizează energie electrică la parametri, așa cum a făcut-o Baciu Sebastian, așa cum a făcut-o doamna Camara și cu Florin Covaci aici, în Dofteana, din motivul acesta s-a schimbat stâlpii, când dumneavoastră au mers și au venit
cu referate, cu semnături de oameni și s-au înlocuit inclusiv stâlpii. Așa cum vedeți, la limita proprietății și dă un alt aspect și strada este destul de largă, deci trebuie să mergeți cu tabel nominal cu fiecare. Așa, în urma sesizării pe care o faceți către noi, eu voi face o adresă de înaintare la EON și EON va veni, va măsura energia electrică atât pe timp de noapte, când sunt consumatori mai mult, cât și pe timp de zi, și vor dispune în baza unui proiect înlocuirea rețelei, nu numai de iluminat public, ci de furnizare energie electrică, din conductor pe aluminiu, care are pierderi mari, întors odată. Lucrurile acestea, am spus celui care a fost înaintea dumneavoastră, minimul de un an de zi. Nu s-a făcut. Deci vă rog foarte mult să faceți ceea ce vă spun. Da? Mai fost o reclamație la dumneavoastră, nu una, două, la Bongata, cu un câine care rupea oamenii pe acolo. La groapa cu furnici, la familia Vârlan și cu familie de acolo, da? Care s-o rezolva situația. Și aș vrea să mă audă toți, inclusiv Consiliul Local. Am făcut demersurile să putem să ridicăm câinii vagabonzi. Toți acești câini care vedeți nu sunt vagabonzi, sunt câinii oamenilor, pentru că i-am identificat pe mare majoritate dintre ei și rezultatul lor spune așa, domne, o să copilul poarta deschisă și a ieșit câinele, sau nu e al meu. În momentul când încercăm să-i luăm, atunci vin și spune, stai că e al meu, dar o scapa numai astăzi. Deci am luat legătura cu firma din Icarisaj de la Târgu Ocna și să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră, pentru a ridica un câine, ne ia 400 de lei, 4 milioane în bani vechi. Avem vreo 200, probabil, în localitatea noastră, vă rog să faceți calculul, ne costă aproape 1 miliard. Am întrebat, ce faceți cu câinii ăștia? Au spus câinii, deparazitează și următoarea situație, îi vaccinează, îi face tot ce trebuie și îi pune spre adopții și până la ora actuală au adoptat pentru Belgia. Așa spun dumneavoastră, că au venit și au adoptat mai mulți câini. Deci, cine dorește dintre dumneavoastră să vină cu un proiect de hotărâre pentru anul 2019, un proiect de autorizare întocmit așa cum trebuie, cu sursă de finanțare, să facem un contract cu o firmă care este abilitată în așa ceva, ridicăm și aceeași câini vagabonzi. Dar în momentul când am ridicat, dacă vine stăpânul, atunci cei 400 de lei va plăti stăpânul. Nu putem să-i vedem din buget. Deci, atenție, cei care lasă câinii, că știu și eu de prin vecini, pe acolo, îi stă câinii la poartă, când sunt săturați să-i dea mâncare, l-au scos și stă la poartă. Nu numai unul de astăzi. Îi știu. Pe o parte din ei, bineînțeles. Da. Domnul Cojan, să vă conformați colegilor dumneavoastră consilieri. Ce vedeți că fac dumneavoastră, să faceți și dumneavoastră, numai faptul să vă prezentați cu un alt, numai la ședința Consiliului Local, să stați și să ridicați mâna sus, să veniți și cu propuneri. Da? Deci asta să faceți. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție. Avem acolo în pantă la Bubuc, copacii aia care tu retras omul cu gardul în ogradă. Unde e la Valea Câmpului? Unde se urcă acolo în pantă la Valea Câmpului? Eu rămas stâlp pe drum și niște copaci care... sunt de vreo două luni. Păi mai bine, niște vechiți. Să-i toaie, să-i tăiem. Au rămas niște vechiți. Nu, 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 sunt cioate, deci de 2 metri. Deci n-avem treaba, ce trebuie scoși, tăiați cu un bulb. Ați văzut câte sârni are mele? Aia nu m-a scoasă. Scoasă. A fost gardfiri. Bine, trebuie tăiat cu atenție să mi strică mici gardfiri. Eu s-o retras cu... Vă rog, ați notat? Și este și un stâlp rotund de beton care nu mai are nimic de el și ăla trebuie scos. O scoatem. Să știți că solicitarea am scos stâlpii ăștia pentru a-i duce la lava de produse inerte și foarte mulți au solicitat lucruri pe care l-am și făcut. Le-am dat, alții pun, îi consolidează ziduri, când ar disfagă. Până la lucru, îi facem un pot, facem ceva cu ei și mai am câțiva în custodie care aceeași soartă vor avea toți. Și cu supraversarea asta, supraversarea aici la Ciușmeala, cu Ieț, acolo care am vorbit noi cu apa, să facem o supraversare acolo, am vorbit și cu domnul Semial, poate... Există supraversare acolo, de la Ciușmea să scurge apa pe șanț, o 12 metri și apoi face supraversare de sub. A, și nu mai face să o luăm. Există supraversare de când s-a construit domnului național. Faptul că șanțul este colmatat, noi l-am decolmatat de mai multe ori, dar cei care parchează mașini, parchează pe șanț, înțelegeți? Și se înfundă șanțul în condițiile astea să nu se mai scurge apa. Ca să evităm acolo cu avaria alea pe părău, să anulăm conducta aia, să... Nu, poate vine iarna, frigul. Unde spuneți? De la Ciușmea, de la Cucuieț, unde coboară apa la vale către contul. Asta este altceva. Acolo, eu acolo zic. Deci aia mi-a rămas, există un referat făcut de spoială. Am vorbit cu cei de la forajul orizontal și au spus, domnule,
nu prea e convenabil. Deci să vină pentru o singură săpătură, dacă mai găsești una în zonă, în localitatea noastră, cealaltă în apropiata localitate, ar putea ca să vină. De fiecare dată au venit, dar să știți că costul este de marță, de la 50 de euro de metru, plus deplasarea lor la Bacău și până aici, și te ajunge o singură supraversare dintre aia, se duce peste 1500 de lei, să înțelegeți. Dar aia a rămas ca și o prioritate. Da. La dumneavoastră acolo, ca să punem în manoperă drumul respectiv, chiar dacă vine frigul, putem să facem. Acum avem alte priorități. Vreau să vă informez că în cursul zilei de ieri s-a semnat actul de schimb între doamna Ienache și Unitatea Administrativă Teritorială Dofteana. Deci suntem proprietari pe terenul din Hălian. Începând cu săptămâna viitoare, vom curăța toată coasta aia, că suntem proprietari, și apoi, dacă putem să inițiem un proiect, așa cum am promis, pentru o mini-sală de sport, terenul este al nostru și asta am promis, asta vom face. Da. Ați notat, domnul? Da, am notat. Altcineva? Da. Eu vă văd că lunul de la primară trebuie refăcut. A fost dărâmat pe ultima intervenție și îngheață ventilul acolo. Deci, da, trebuie reparat cu un... Stațion de gare, are un capac carosabil pe el, care de fiecare dată îl dă deoparte. Da, dar s-a degradat bolțarii când s-a lucrat și mai trebuie schimbați. Vă rog să mă dați. Da. 5-6 bolțari și mai departe. Acum, asta o facem. Să vă înveți. Da. Notați, da. Mai departe. Da. Au tot felul discuții în zonă referitoare la situația parcului Ghica, Ghica, implicit a castelului Ghica. Dacă nu putem spune exact care este situația acolo la castelului. Auziți discuții de la persoane fizice, juridice sau din rețele de socializare? Fizice și din rețele de socializare și de la vocea satului. Da. De mai multe ori am dat explicații aici în Consiliul Local și pe postul de televiziune Victoria a fost prezentă în legătură cu acest castel Ghica. Aș vrea să dau explicații și ori de câte ori m-a solicitat să mă solicite cineva, voi da explicații pentru că sunt persoana cea mai în măsură care pot să-i explic oamenilor pentru că eu reprezint Unitatea Administrativă Teritorială Dofteana. Despre ce este vorba? N-aș vrea să reiau de la început, că știți destul de bine. Acest castel a fost vândut în baza a două acte de vânzare de cumpărare în anul 2003 și 2004. Amplasamentul odată, deci se referă la amplasament ce înseamnă? Luciu de apă, terenul de sport, livadă, pădure. Construcția, în suprafață de 525 de metri pătrați, deci castelul, s-a vândut în 2003, iar amplasamentul în anul 2004. La momentul respectiv s-a vândut la o anumită societate numită Mecano Electrica Servicii Dărmănești. Nu știu câți asociați erau sau dacă erau, nu știu. Bun. La ora actuală este proprietar o altă societate comercială numită SC Romanița Prot SRL Dărmănești, care este proprietarul acestui castel astăzi. Bun. În urma raportului Curții de Conturi, care s-a autosesizat în anul 2005, a reieșit un prejudiciu de 375.000 de euro. Valoarea a 13, nu știu cât miliarde în bani vechi. În anul 2005, s-a făcut cercetări și s-a trimis în judecată în calitate de inculpat unic o singură persoană care n-aș vrea să-i pronunț numele, că a trecut la cele veznice. Ceilalți care au făcut parte din comisia de licitație au fost trimis în judecată în calitate de martori, care au fost comisia de licitație la momentul respectiv. Repet ca să mă înțeleagă toată lumea. Acest proces a avut două părți, cum are de fapt toate procesele. Partea penală și partea civilă. Partea penală s-a încheiat odată cu decesul fostului edil al localității. Partea civilă, Consiliul Local de la acel moment nu a fost informat, iar fostul viceprimar de la acel moment a dat o adresă prin care nu s-a constituit partea civilă în dosarul penal. Și s-a încheiat totul. Când am început noi în anul 2008, în anul 2009 ne-a venit în verificare și control Curtea de Conturi, iar procesul rămăsese în stand-by. Mi-a lăsat ca și măsură continuarea acestui proces și anume trimiterea în judecată pentru răspundere patrimonială a celor care au fost implicați și îndreptarea către moștenitorul defunctului care a semnat actul de vânzare cumpărare. Bun. Da. În momentul în care am făcut și înregistrarea în contabilitate analitică a 13,7 miliarde pe numele celui care a fost vinovat. Cel care a fost vinovat nu știam de unde și cine este, că n-aveam de unde știu. Iar am făcut o adresă la DNA Bacău și mi s-a trimis rechizitorul, o copie a rechizitorului în care scria inculpat unic
edilul care a fost trimis în judecată și celelalte persoane din Comisia Licitației trimis în judecată în calitate de martor. Acest proces a durat o perioadă de mulți ani, a ajuns la Înalta Curte de Casație Justiție București, unde s-a casat sentința și s-a trimis procesul la rejudecare. Deci începerea procesului iarăși din nou. La acel moment, noi, adică eu, m-am informat cu avocații, am făcut o adresă la DNA și am scos un dosar de 281 de pagini, în care l-am studiat împreună cu avocatul, sau cu avocații pe care îi aveam și eu, și s-a găsit unele nereguli în care permite legea să acționăm în instanță, de fapt, cum am și făcut-o în urmă cu 2 ani și ceva, dacă nu 3, am acționat în instanță pentru nulitate absolută. Adică, nulitate absolută ce înseamnă? Desființarea actului de vânzare-cumpărare, care a fost făcut între Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana și SC Mecano Electrica Servicii Dărmănești. Bun, motivul care a fost? Următorul. Cine a vândut la momentul respectiv atunci, primăria, a solicitat de la Ministerul Curtelor un drept de preemțiune. Deci a întrebat, ne permiteți să vindem acest castel? Dumnealor și-a dat aviz favorabil și a permis vânzarea a 45.000 de metri pătrați, deci 4 hectare jumătate, dar tot amplasamentul este de 11 hectare. Dreptul de preemțiune îl are pentru 4.500 de metri, 45.000 de metri pătrați, nu pe 11 hectare. Un motiv de nulitate. 2. Am verificat în dosarul penal rapoartele de expertiză și evaluare. N-am avut de unde să le găsim pentru că la Arhiva Primăriei Dofteana nu s-a găsit niciun rând, niciun act. Decât atât s-a găsit un act de vânzare-cumpărare cu prima pagină. Cine vinde, cine cumpără. Fără valoare, iar pe versul trebuia să scrie valoarea, iar tot pe versul trebuia să fie ștampila, semnătura primăriei și a notarului respectiv. Dar în schimb am știut notarul, pentru că scria cine a întocmit această tranzacție. Am făcut o delegație specială, consilierul juridic Toma Băuriță, s-a prezentat 2 zile la notarul public Balan de la Onești și a scos de la arhivă, timp de 2 zile, toată documentația care stă la baza actului de vânzare-cumpărare. Atunci am aflat toată valoarea, atunci am aflat cine a întocmit actul, atunci am aflat proprietarul acestui castel și acolo în act scria s-a vândut în baza celor 3 rapoarte de evaluare și expertiză care noi nu le-am găsit la Unitatea Administrativ Teritorială nici de cum, niciun. Dar am scos o copie de la notar și s-au vândut 11 hectare cu 150.000 de euro, 6 miliarde și ceva până în 7 miliarde la momentul respectiv, da? Cu 3 pagini, 3 foi, atâta în suma raportul de evaluare și expertiză. Din experiența avocaților și ceea ce am citit eu, reiese următorul aspect. S-a vândut amplasamentul 6.660 de metri pătrați ca fiind teren neproductiv. Adică, teren neproductiv este un teren cu valoare de impozitare zero, cum mai lua o lopată de nisip de pe malul Trotușului. Nu a fost trecut în raportul de evaluare și expertiză, nu a fost trecut pădure, deci categoria de folosință, pădure, luciu de apă, livadă, alei pietonale, parc, nimic, nici împrejmuire, nimic. Nu au fost trecute astea. Și atunci valoarea de impozitare a fost zero. Am verificat tot în documentație, la momentul respectiv, parcul și aleile din parc, puteți să verificați și dumneavoastră, au o valoare de impozitare destul de mare. Puteți să o verificați. Câte ori. Bineînțeles, este un alt prejudiciu aici. Aceste toate motive ne-au dus la ideea să acționăm pentru nulitate absolută, ca acest castel să fie desființat actul de vânzare-cumpărare, iar Unitatea Administrativ-Teritorială să intre în posesia lui și noi să avem obligația să dăm banii înapoi pe care i-am primit cândva. Bineînțeles, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile emise de o judecătorie. Asta am solicitat noi. Altceva nimic. Bun.
La ora actuală, între timp după ce am solicitat noi, timp de 3 ani de zile, s-a plimbat de la contencios administrativ la tribunal, de la tribunal la curtea de apel acest dosar, să vadă cine îl judecă, de competența cui ar fi să fie judecat. S-a pronunțat. În final, să-l judece contencios administrativ secția comercială. Lucru pe care îl face. Da. S-a făcut un recurs în aceste condiții. Am avut ultimul termen luna trecută în care dumnealor au solicitat tardivitatea, deci excepția de prescripție, nu s-a judecat procesul niciodată pe fond, ci numai pe excepții, și a respins excepția inclusiv în admisibilitatea. Deci, dumnealor ce au cerut? Excepția. Au cerut tardivitatea, că este prea târziu ca după 15 ani să acționeze în instanță și le-a respins, să înțelegeți. Și pentru ca procesul să fie inadmisibil, adică dumnealor nu recunoaște nimic din ceea ce au făcut, pentru că ei nu mai sunt proprietari. SC Prodromanița la ora actuală nu au cumpărat ei, au cumpărat SC Mecano Electrica. Și au zis, domnule, nu sunt proprietari, eu sunt al doilea, cumpărat de la altcineva. Și le-a respins și asta. Și avem următorul termen, acum pe data de 26, cred că, cu dumnealor. Nu s-a pronunțat hotărârea definitivă și irrevocabilă să lucreze la redactarea ei, acum, pentru cele două excepții care le-au pierdut, și suntem în continuare în instanță. Faptul că vorbește oamenii, faptul că vorbește și se pronunță alții în necunoștință de cauză pe rețelele de socializare, este doar problema lor. Problema noastră este următoarea. Biroul de urbanism împreună cu poliția locală, în urma verificărilor efectuate la acest castel Ica, între timp i s-a schimbat destinația, în afara legii. Schimbarea destinației ce înseamnă? S-au făcut nunți și alte destinații acolo, pentru că pentru a schimba destinația unei activități economice, deci până astăzi am făcut discotecă și de mâine fac magazin alimentar, trebuiește autorizație de construire în baza legii 50, care stă la disciplina în construcție. Dumnealor a schimbat destinația și în întâmpinarea depusă la judecătorie, au depus poze cum arăta în anul 2003, cum arăta în anul 2015, cum arată în anul 2017-2018. Adică arăta degradat și acum apare reabilitat. Fără autorizație de construire, a pus și pozele de la nunți și alte ședințe foto. 2. A schimbat acoperișul la acele grajduri și beciuri, care ele sunt monumente istorice, care face parte din același amplasament. Noi am făcut o adresă scrisă la Departamentul Cultură a Județului Bacău. Dacă există o autorizație de construire din anul 2003, de când sunt proprietari și până în 2018, avem adresa care stă la baza documentației, care nu există nicio autorizație de construire. În schimb, s-au pus poze, în jur de 20 de poze, l-a trimis la avocat, la judecătorie, a făcut întâmpinare și noi, în baza documentelor care dumnealor le-au depus, am sesizat Ministerul Cultelor că s-au făcut construcții în afara legii. Bun, bineînțeles că dumnealor se consideră cumpărători de bună credință și noi recunoaștem la fel, dar în schimb n-au respectat legea și noi am informat organele de cercetare penală și când se vor pronunța dumnealor în favoarea sau în defavoarea cuiva, asta rămâne la apreciere organelor de cercetare penală și cele judecătorești. Au făcut tot felul de discuții, atât pe rețele de socializare, de asta vă informez, domnule consilier, faptul că nu am fost proprietar niciodată. Și noi am fost proprietari doar câteva luni de zile și apoi l-am vândut. Nu. Acest castel Ghica se află în administrarea, nu, se află în proprietatea și face parte din inventarierea domeniului public a unității administrativ-teritoriale din totdeauna, iar în anul 2001 a fost ultima inventariere a domeniului public a statului și atunci, după cum ați văzut, când schimbăm sau când trecem în inventarierea domeniului public, face referire la hotărârea Consiliului Local din anul 2001. Bun. Da. Dumnealor au fost trimiși în judecată în anul 2005 și noi suntem proprietari în ultima inventariere din 2001, iar
Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a primit acest castel și tot amplasamentul în administrare de la Primăria Comunei Dofteana. Nu definitiv, ci în administrare. Când dumneavoastră și-au terminat activitatea, ultima activitate au fost copii cu dezabilități, care ei erau internați, au fost cei care erau bolnavi de TBC și așa mai departe, toți au fost prin Direcția de Sănătate Publică. Când ei și-au încheiat activitatea, când acest amplasament, GICA, nu corespundea din punct de vedere tehnică a Direcției Sanitare DSP, de Sănătate Publică, atunci l-a predat înapoi la Unitatea Administrativă Teritorială în baza unui proces verbal pe care îl deține și domnul Băuriță. În momentul când l-a predat, făcut acolo un proces verbal care scrie că erau 370 de pari de beton împrejmuiți, așa cum erau ei. S-a construit un gard ilegal în care am sesizat Departamentul Culturilor și Ministerul Culturilor 1600 de metri, că dumneavoastră l-a măsurat și a depus întâlnirea la judecătorii. Nu noi, dumneavoastră. Faptul că nu le convine, nu știu. Dar atât timp cât reprezint Unitatea Administrativă Teritorială a statului, un primar când intră în funcție, jură pe acest jurământ care ați văzut astăzi, voi respecta Constituția și legile țării. Și a doua problemă, am preluat în scris activul și pasivul Unității Administrative Teritoriale. Și îmi duc treaba până la capăt. Îmi doresc, așa cum vă doresc și dumneavoastră și locuitorii Dofteana, ca acest castel să ajungă de unde a plecat, să restituim sumele de bani, iar cei care au investit acolo, dacă judecătoria se va pronunța că noi, în afară de suma pe care am primit-o la momentul respectiv, va trebui să întoarcem și alte sume de bani, trebuie să ne conformăm. Dar asta stabilește organele judecătorești, nu noi. Asta pot să vă informez. Celelalte informații, faptul că vorbesc, că primarul s-a îndrăgostit de castelul Ghica, lucrul acesta nu mă interesează. Dar cei care vorbesc vor da răspuns în fața legii, care ei nu sunt informați bine, nu vor să se informeze, dar în schimb au un țel, să denigreze, să defăimeze. Eu nu am decât să mă adresez organelor de cercetare penală și dumnealor se vor pronunța la momentul respectiv. Cu această ocazie, dacă dumneavoastră mai aveți să mă mai întrebați ceva despre castelul Ghica, vă stau la dispoziție acum. Da. Tot dumneavoastră ați votat, pentru că în urmă cu 2 ani de zile, până acum, erau scutiți de impozite și taxe. Știți destul de bine. Fiind scutiți de impozite și taxe, a lăsat la îndemâna Consiliului Local dacă îl scutim sau nu. Dar au avut o perioadă din 2003, de când sunt proprietari, și până în 2017, a fost gratuit. Ori de câte ori te duci acolo, poarta este închisă și sunt obligat să-l pună la dispoziția publicului. La dispoziția publicului, asta ce înseamnă? Să faci turism, să te duci acolo și să vizitezi. Nu aici. Cei care ați fost în urmă cu 2 ani, 3 ani, când am făcut ultima dată zilele localității, ușile erau închise, blocate, au venit turiști de la Slănic, și nu li s-a permis intrarea lor înăuntru. Personal m-am dus la cel care administrează și nu vreau să le permit înăuntru, lucru care este în mod obligator. Nu mai vorbim. Am înregistrat și activitatea economică, punând la dispoziție celor care au turnat un film și au primit și niște sume de bani. În plus de toate, nu avem nimic de obiectat decât așteptăm o hotărâre definitivă și irevocabilă. Ne judecăm, am plătit cu aprobarea dumneavoastră în bani vechi 240 de milioane avocatul și acum așteptăm să judece procesul. La fiecare proces voi trimite, începând de acum încolo, inclusiv consilierul juridic care se asiste acolo și avocații care în permanență sunt acolo. Ne dorim să reparăm și să vindecăm o rană a cetățenilor din Dofteana, pentru că la multe componente de acolo scrie mult nume a unor oameni din localitatea noastră care au lucrat la acest și la construcția acestui castel. Nu l-am construit noi, ci era atunci Ghica, acel Nede Ghica, Nicolae Ghica, neavând moștenitori, în baza legii Unitatea Administrativă Teritorială a rămas proprietar. Nu DSP-ul, nu actuale care sunt acum. Dar dacă legea se va pronunța pentru noi sau împotriva noastră, vom vedea la momentul respectiv. Dacă aveți alte discuții.
Mulțumesc. Da, altceva. Dacă nu aveți, vă mulțumesc pentru participare. Oricum, până la sfârșitul lunii, vă invităm la o ședință extraordinară, da? În care a rămas în stand-by.